Aș începe cu faptul că sunt între două blonde, Oh, Doamne. iar asta E greu. pune foarte multă presiune pe mine pentru că mi-amintează ego-ul de bărbat. A, e, Da. voilà, vezi, îi place să se joace cu cuvintele. În Foarte egală bine. măsură, ego-ul este cel mai mare dușman al oamenilor de vânzări. Dar nu ego.ro. Ego.ro este aici pentru voi, este revista care este și emisiunea Ego Life este pentru voi. Da? Deci noi nu suntem dușmanii voștri, suntem prietenii Exact. voștri. Acel ego despre care tu știi foarte bine Da. este cel mai mare dușman al oamenilor de vânzări. De ce? Pentru că în momentul în care ne oprim cu școala, de multe ori se oprește și educația. Așa se întâmplă în mediul ăsta, să zicem, antreprenorial, al oamenilor de vânzări. De multe ori confundăm școala cu educația. Școala se termină în funcție de 12 clase, facultate, master, whatever. Însă educația continuă. Și de multe ori când stau de vorbă cu oamenii în sălile de curs sau în conferințe și le zic, uite, perspectiva este asta. A, dar eu știu. Dar de unde știi? Că important este dacă știi, aplici și vorba ta, faci bani cu treaba asta. Atunci poți să spui că cu siguranță are sens ideea pentru tine. Dacă știi ceva, dar nu aplici, se numește ego. Ah, eu știu asta, Cristina. E ok. Da. Și cumva, astăzi, împreună cu Raluca, aici o să împărtășim din pacea noastră mai degrabă, ca să alimentăm ego-ul omului de vânzări, în speranța că transmitem niște mesaje și cine are nevoie de ele să le cumpere. Ok, deci în seara aceasta primim o lecție de cum să despre arta de a nu vinde, de fapt.